Bună seara și bine v-am găsit la o ediție specială de una scurtă, o ediție de Sfintele Sărbători. Haideți să-i dăm drumul cu prima premisă din seara asta. O continuare mai bună pentru versul Astăzi s-a născut Hristos. Astăzi s-a născut Hristos. Like și subscribe, vă rog frumos. Astăzi s-a născut Hristos, frâncul e libidinos. Astăzi s-a născut Hristos, nu e al meu că e negricios. Astăzi s-a născut Hristos, frâncul este răpănos. Ce să nu spui când îl găsești pe Moș Crăciun la tine în sufragerie? Coie, e noiembrie. Ce adresă ați băgat? Că suntem evrei. Lasă pisica jos și încheie-te la pantalon. Cum să nu refuzi colindătorii? Veniți cu colindul? Da? Ați intrat, sunt cu DSP-ul. Bă, voi știți că noi azi l-am omorât pe Ceaușescu și vouă vă arde de cântat? Începeți voi să cântați că termin eu la basta. Voi sunteți minor, nu? Oh, ce veste minunată. Hai să vedem și sfaturi de viață de la Moș Crăciun. Rahatul de ren iese cu vin alb. Să nu faceți niciodată sex cu renii, că scoți gumă de ciudată, așa. Săracii îi lași tot timpul la urmă. Nu da renul din mână pe cerbul de pe gard. Piese Five Gang care nu au mai apucat să iasă. Mă șterg la floci cu Five Gang, Dan Frânculescu remix. Mersi. Moatea căpioaie e căcată de Mercedes. L is the new R. Mi-a mijit mustața. Sex cu femei. Raicuri și disraicuri. Cum să nu îi spui copilului tău că nu vine moșul anul ăsta? Mariusică. N-ajunge să fii cu minte. Moșul vine la copiii frumoși. David, vezi tu, Crăciunul e un concept. Moșul a făcut niște investiții proaste în cripto anul ăsta, așa că... Vlăduț, cred că e timpul să afli ceva. Până la urmă ai 32 de ani, așa că... Lucruri pe care nu vrei să le auzi când ești în poala lui Moș Crăciun. Vrei să fii kendama mea? Dă-te-mă scântai bucoi! Moșu are trei picioare. Stai bine pe cur. Ia, spune repede, eu pup ala moșului, moșul pupă pe ala mea. Poți să ghicești pe ce crac o țin? Să ne jucăm de-a căruțul? Cele mai proaste scuze că nu vrei să mergi acasă de Crăciun. Am o nuntă în ziua aia. Trebuie să-mi fete hamsterul. Știți, am cunoscut un băiat. Fac Crăciunul la familia lui. Ce să nu spui când te oprește poliția după masa de Crăciun? Oh, iar un porc? Ciuruiți-mă, că-s constipat! Da, cine e născut în decembrie? Hai sus, hai sus! Mai vreau de la voi o vedetă de la noi ceva. Titluri pentru autobiografia Loredanei. Volum cu sut de... Cu plastic e fantastic. Viața lui Benjamin Loredan Batman.
Când zâmbesc, mi se ridică rotulele. Recunoaște-mă dacă poți. Și din labii mi-a făcut ploape. Titlul pentru autobiografia lui Hristos. Scrisă cu picioarele. Cum să fii tata? Măcar am rămas pe plus. Tata a vrut fată. Iisus Hristos, ce miracol, ce minune. De la tâmplărie la isterie. Iluzionismul pentru începători. Cum să gătești pentru 13 cu doar ce ai în frigider? Fărai din ce ai. Betlehem sau Vislaim? Și o premisă pentru femeile de pe scenă. Ce nu vrei să auzi de la ginecologul tău când te consultă cu mama ta de față? Eu zic, doamnă, că face ecou. Heeeu! Scuze că durează atât, la domnul Toma, dar nu găsesc pizda. Doamna, veniți un pic, o știți pe asta? Ba, 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 ba. Auziți, doamnă, dacă băgați două degete, scrie ceva în braille. Arată aprociut, o miroase a telemea. Aoleu, cine a lucrat aici? Îmi place ideea lui Frâncu de ginecolog. Asta e ginecologul la Frâncu. Așa controlează un ginecolog femeile. Nu așa. Să zici că e ok, doamne. Haideți, faceți și noastră. Haideți. Să scuip, să treacă. Ați mai fost, ați mai fost. Da, fata lui mama, fata lui mama. Doamne, puteți să-mi dați desfăcăul ăla de acolo? A, păi noroc că am briceag la chei. Lucruri pe care poți să le spui în timpul sexului, dar nu și când? Ești la fotbal. Ești la fotbal. Hai băieții, Luc... hai! Lucruri... Lucruri pe care poți să le spui în timpul sexului, dar nu și la fotbal. Bă, da, așa să intră. Tu-i morții, mă, să le scoate pe toate. Stai, stai, că avem un om în minus noi. Hai că intru prin alunecare, că n-am cum altfel. Schimbare, schimbare! Targă! Lovitura de 11 centimetri. Hai, domne, că a simulat, se vede. Lucruri pe care poți să le spui la o înmormântare, dar și la... nuntă. Lucruri pe care poți să le spui la o înmormântare, dar și la nuntă. Când vine peștele? Hai să facem poze, să avem amintiri. Ce bine arată, zici că e vie. Hai să furăm. Cât dăm? Păcat de el. Lasă-te elegant. Eu zic să se pupe! Am f***-o. Nu mai dați corez, că intră în nas. Hai acum toată lumea la Macarena!
cadouri nepotrivite la Secret Santa în corporație. Pentru Mirela, canesten, că am văzut că te cam scarpin. Oh my god, chilos comestibil pentru vegani? Sex tape-ul din team building? Continuați colindul, scoală gazdă din pătuț. Scoală gazdă din pătuț, ca ai scame în prepuț. Scoală gazdă din pătuț, că la 12 ce caut un pula mea. Scoală gazdă din pătuț să te ștergem la cruț, că suntem în Italia. Ce nu o să auzi niciodată la masa de sărbători? Hai acum să nu ne îmbătăm și să ne înțelegem și noi ca oameni, da? Nu mai mâncați animale dacă nu mai poți. Mama e, pasați de avocado. Copii, nu prea mi-a ieșit sarmalele anul ăsta. Cristi face stand-up și suntem tare mândri de el. Eu zic să veniți mai rar acasă. Lasă-mă, mama e, că e ok și nensurat. Uite, mama e, ți-am pus 3 sarmale, exact cât ai cerut. Cine s-a căcat sub brad? Bă, dar eu vă înțeleg, cine ar vrea copii? Nu, ne-a fost greu cu voi. Ce poți să spui despre piftie, dar și despre prietena ta? E mai bună rece. Mamă, ce tremură când are carne în ea. E plină de zgârciuni. Alea sunt urechi de porc. Ia uite, mă, ce ornată-i sărăcia. Am primit-o de la țară. Nu, că tot maică mea a făcut-o. Oh, oh! Oh, excelent. Mă țin la răcoare pe balcon să nu pută în casă. E proastă, dar face twerk. E grasă de strâns cu lingura. O mai dau pe la musafir. Ăsta-i râd. Eu aș vrea și niște reclame la piftie. Vrei să știi când e cutremur? Și n-ai lustră? Ți-e poftă de jeleu? De porc. Jeleu cu usturoi. Îți place să-ți bagi pula în ceva ce tremură? Ce să nu spui când ajungi la spital de sărbători? Primiți cu infecția? Fie ca plicul acesta să vă aducă numai bucurii. Deci, domnul Turcă, am avut o fractură de negație, că n-am putut să zic nu la sarmalele alea. Cine-i născut în decembrie? Ai? Scuze că ai uitat să tragi apa. A, n-am uitat, să fi văzut înainte, cum-i fiat atent. Mie nu-mi permite religia. Eu am tras, dar e de la tip geamandură. Survivor. Eu am tras, dar trebuia împins. Eu am tras, dar face surf prostul. Cum să nu îi spui mamei că a ars sarmalele? Fie ca la anul să-ți iasă sarmalele. Ua, ce tare, ai făcut mici! Uite, mama, black sarmales matter. Cum ascunzi faptul că ai venit spart pe droguri la masa de Crăciun? Șșș, râtul din piftie vrea să zică ceva. Mamă, luminițe să mă arăm. În brad să mă arăm. Știi ce îmi place mie acasă, mami? Sarmale. Mama, de unde se prinde sarmaua asta? Ce
O să mișcă cărnații. Dragii mei, am venit cu prietenul meu Mirică la masă. Tati, știi când ai zis că nu-ți plac drogații? Am vorbit cu ei, nici ei nu te plac pe tine. Nu, a fost multă tămâie la biserică. Sale cu Nutella ai? Oh. Tu-ți dai seama că eu am ieșit din tine? Știi ce mă gândeam? Cu calta Bosch poți să dai găuri în pereți? Că e Bosch. Sfaturi de dating de la un vânzător de brazi. Și bradului și femeii trebuie să-i dai suport. Haideți să facem. Femeile sunt ca brazii. Sunt greu de să găsești unul bun, miros frumos mereu și sunt alte toate. Femeile sunt ca brazii. Întâi trebuie să bași cadouri sub. O ții maxim 3-4 săptămâni și apoi o dai afară, că se usucă, da? Femeile e ca brazii, mai frumoasă împodobită. N-ai ce să faci, unele e urâte cu crenci. Ia-ți una de plastic, e bună și la anul. Ce să nu-i spui când o pupi sub vâsc? Eu te-aș pupa și sub buric dacă nu te speli. Păi mi-am pus dorință și n-ai dispărut. Știi cât noroc o să ai dacă o suci sub vâsc? Cam ăsta a fost show-ul din seara asta. Vreau să-i aplaudați foarte tare pe oamenii de aici. Și voi de acasă, dacă vă place show-ul, nu uitați să dați subscribe, dați și share prietenilor. Și dacă vreți să vedeți ediția întreagă, intrați pe patreon.com/ceva mărunt. O seară bună! Pa, pa!